Locuitorii unui cartier întreg din Constanța dorm cu frică din cauza unei construcții lăsate în paragină. Utilajul de mari dimensiuni se balansează și își schimbă direcția de fiecare dată pe timp de furtună. Peste 80 de apartamente noi într-un complex de lux. Asta trebuia să existe de cel puțin 10 ani pe strada Duiliu Zamfirescu din Constanța. Tot de atâta timp, locuitorii din zonă trăiesc cu teama ca această macara să nu cadă peste ei. Proiectul ar fi dispus cu o curte interioară și cu un loc de joacă pentru copii. Construcția urma să fie demarată în urmă cu mai bine de 12 zile, mai exact de la începutul anului 2008. Dacă ăștia toți vecinii sunt proști, eu nu sunt, bă! A fost și la Polnari și peste tot! Da, a fost! Da, mă pare rău și vreau să iau și terenul tău! Păi, eu nu sunt prost, alt. Situația este cu atât mai gravă cu cât locuitorii cartierului vecinii acestui teren abandonat sunt terorizați de mirosul și dezordinea creată de cei care cresc animale în acest spațiu. Nu de puține ori au ajuns la certuri mari în plină stradă din această cauză. Nicu Țopa locuiește aici de când se știe și spune că de mai bine de 10 ani încearcă să le spună oamenilor să nu mai aducă animalele pe terenul de lângă casa lui. De cât timp sunt aceste animale? Vreo 10 ani. De când au plecat. Au avut și paznic, cu tot cu paznic lăsau să intre animal. Dumneavoastră, de cât timp locuiți? De mic. Ăsta a fost terenul meu. L-ați vândut ca să se construiască un complex de lux, uitați. Ăsta e complex. Macara, miros de la animale, de la vecini, ce părere să am? Asta e ideea. Macara și animale scoase, vine proprietarul. Să scoată tot. Uite, întreba și pe vecinul. Zeci de sesizări au fost făcute către instituțiile statului, însă oamenii nu au primit niciun răspuns favorabil, iar nimeni nu a venit să demonteze macaraua. În aceeași situație sunt și ceilalți constanțeni care locuiesc în imediata apropiere a imensului utilaj de construcții. Sunt de 47 de ani aici. Nu e frică, dată zic la vecina, mă, ajuns până la tine. Dar văd că o schimbă, direcția îi schimbă mereu. Asta este către Primăria Constanța făcută ca să obținem proprietarul, pentru că nimeni nu ne ajuta cu nimic, că nu știam cine e proprietarul acestui șantier abandonat. Vedeți, scrie clar că au avut 36 de luni, deci expira de când hău. Macaraua aceasta, deci nimeni nu s-a mai interesat de ea, noi tot timpul trăim cu frică că ne cade peste case și ne trezim cu ea, plus mizeria care este acolo. An de zile au fost animale, deci mirosuri. E periculos, mai ales cum a fost acum vreo câțiva ani la București, când a căzut macaraua de acolo. E, și asta acum, în cazul în care cade, aici școala e aproape. Au intrat ăștia, au acolo animale. Numai astăzi, de exemplu, dacă filmați acolo, să vedeți câte gunoaie au scos. Consilierul local independent Andrei Popescu a reacționat în urma strigătului de ajutor al locuitorilor cartierului Constanțean și spune că a făcut mai multe sesizări către autorități ca utilajul să fie dezmembrat. După aproximativ 12 ani am sesizat ISC-ul. ISC-ul mi-a răspuns foarte vag, mai degrabă m-a redirecționat către ITM și către Primăria Constanța. Am făcut, bineînțeles, și către Poliția Locală, care încă nu mi-a răspuns. Și ideea este că transmit acest mesaj și către investitor și către autoritățile competente, în primul rând primarului Decebal Făgădău, să facă ceva în acest sens, pentru că dacă 12 ani această macara a stat aici neclintită, nu înseamnă că într-o clipă nu se pot întâmpla tragedii. Macaraua reprezintă un pericol pentru cei care locuiesc în această zonă a orașului din cauza gradului crescut de degradare în timp, dar și din cauza zonei de susținere, care a devenit doar o groapă în beton, tot mai instabilă în urma mișcărilor bruște provocate de furtuni.